Voiam să vă zic felicitări că o să fiți tătic din nou și vi s-a îndeplinit visul de a deveni tată alături de Cristina. Da. Nu știați? Acum vă dau eu vestea? Nu știam, sigur că nu știam. Păi am văzut pe internet că este însărcinată Cristina, că sunteți fericit. Eu nu știam, dar dacă știți mai multe, atunci... Păi așa a apărut în presa dumneavoastră, acum puteți să negați dacă nu este așa. Eu nu știu mai bine decât dumneavoastră, n-am cum să știu. Eu ce să spun? Îmi simt foarte rezervat, adică nu știam ce e însărcinată. Păi, nu știu, asta spun sursele din anturajul dumneavoastră, că acum se vede burtica, că este totul bine. Nu sunteți rezervat cumva pentru că este sarcina la început și nu vreți să vă grăbiți, poate? Da, da. Dar ați fost la consult? Cum decurge până acum treaba? Adică este ok? Este bine, Cristina? Dumneavoastră mereu ați fost sincer și direct. Măcar să spunem pe față ce se întâmplă. Ar trebui să întrebați pe ea. Doar că... spre surprinderea ta și probabil a dragilor noștri telespectatori, da, nu mai suntem împreună. Nu pot să cred. Când s-a întâmplat asta? Și atunci eu, deci nu știam de faptul că, și sunt convins că ne este sărcinată, pentru că momentul când ne-am despărțit, ea a plecat de fapt cu ciclu și n-a reacut. Deci dumneavoastră sunteți convins că ea nu este însărcinată în momentul ăsta. Dar da, când v-ați despărțit? Pentru că lucrurile erau frumoase între dumneavoastră și ea. Nu mai contează, asta este. Este definitiv acum că vă văd iarăși supărat. Da, intenționez chiar de luni să fac divorț. Este mai bine așa, fiecare cu viața lui, nu comentez nimic, nu acuz de nimic. V-a făcut mai mult rău decât bine? Mă abțin să fac orice comentarii. Că eu știu că ați iubit-o foarte mult. Adică dacă nu ați fi iubit-o, și mai sunt niște zvonuri că ea ar avea o relație cu altcineva. Să fie sănătoasă, nu e nicio problemă. Fiecare pe drumul lui. Eu am considerat pentru viața mea și pentru mine că așa este cel mai bine. Am înțeles. Îmi pare rău să aud asta. Dar s-a întâmplat de curând, pentru că vă spun, sursele spun că ea ar fi însărcinată și că dumneavoastră ați fi alături de ea în continuare. Ați petrecut Crăciunul împreună? Mă rog, nu mare importanță, nu știu dacă am avea importanță să răscolesc din spate. Asta este, asta basta. Crăciunul l-ați făcut în familie cu ea, nu? Crăciunul nu. Deci erați despărțiți înainte de Crăciun? Nu eram despărțiți, dar eu am cântat de Crăciun pe Anglia. Și poate că, ea a petrecut Crăciunul cu altcineva. Nu știu, de ce să aș... Știi cum hoțul neprinse negustor cinstit? Nu. Adică nu știu și nici nu vreau să știu. Nu m-ar ajuta cu nimic. Să fie asta ghinion, domnul Guță, nu aveți noroc în dragoste deloc? Nu e ghinion deloc. Eu nu consider ghinion, pentru că ghinionul este atunci când continui într-o falsă relație sau căsnicie sau ceva de genul. Nu, din contră. Mă consider norocos că am puterea și discernământul ca să discernă ce e bine de rău și așa mai departe.